acest loc ales de Dumnezeu cu puterea și cu harul Sfântului Duh. Să fie altar închinat prea Sfintei Treimi, toți astăzi ne depășim limitele de vârstă omenească, și redescoperim prin credință, prin evlavie și participare la dumnezeiasca liturghie, prin dragoste frățească, descoperim pe omul fără de vârstă. Acesta este creștinul. Noi nu avem un apelativ creștinesc special pentru vârstnici. Nu avem un echivalent al cuvântului creștin pentru tineri. Nu este o altă expresie pentru a exprima apartenența la biserică decât una singură, de creștin. Iar creștinii, pentru a rămâne creștini, trebuie să fie împreună. Frații creștini împreună reprezintă o realitate nouă care a început acum 2000 de ani, când erau adunați la Ierusalim iudei și prozeliți, parți, mezi, cretani, sciți, te spune din neamurile de sub soare. Lor, celor de la Ierusalim acum 2000 de ani, care nu erau într-o casă, erau într-un loc, în aparență, fără de frumusețe. Lângă locul acela unde erau ca la 3000 de bărbați și femei. Ca la 3000. Iar în apropiere era casa în care Domnul a oferit cina acea de taină Sfinților Săi ucenici înainte de prinderea, patimile, răstignirea, moartea, învierea, înălțarea Sa la cer. Acolo, în foișor, deci era un foișor, în foișor, s-a coborât Duhul Sfânt. S-a așezut peste Sfinții Apostoli. Peste Sfinții Apostoli. Iar mulțimea din apropiere a auzit vuietul Duhului Sfânt. Și de îndată au ieșit în mijlocul lor apostoli. Și fiecare apostol grăia într-o altă limbă, după limbile și popoarele care erau prezente acolo. Între ei era, evident, Sfântul Apostol Andrei. Se bănuim că Sfântul Apostol Andrei a vorbit în limba scită, pentru că așa știm din sinaxarele cele mai vechi că străbunii noștri se numeau sciți. Și știm că erau și sciți la Ierusalim atunci
la sărbătoarea cinzecimii. Probabil că lor le-a vorbit întâi Andrei. Înainte de a veni la strămoșii noștri aici trimis de Duhul Sfânt. Deci învățăm de aici două realități importante care nu trebuie să ne lipsească niciodată. Că neamurile Pământului au fost prezente la cinzecimea de acum 2000 de ani când s-a coborât Duhul Sfânt. De aici învățăm că toate neamurile au fost sfințite. Limbile lor au fost binecuvântate și rostite de Sfinții Apostoli. În al doilea rând aflăm că au existat trăitori de acum 2000 de ani din părțile aproximative ale țării noastre de astăzi, cărora li s-a vorbit Duhul Sfânt, a inspirat pe unul din apostoli să le vorbească graiul acesta. Sfințindu-se limbile popoarelor, înseamnă că s-a sfințit viața popoarelor. Și mai învățăm în al treilea rând că sfințirea limbilor în care vorbesc popoarele s-a făcut pentru a putea să-i vorbim lui Dumnezeu. Întâmplător sau nu, un preot cam în preajma primului război mondial a scris o odă limbii noastre, chiar așa se numește, limba noastră. Și de la realitatea sfințirii limbii de Dumnezeu a putut să spună limba noastră, limbă sfântă. Care? Limba dulcelor cazani. Ce sunt cazanile? Colecțiile de cuvinte duhovnicești adresate de slujitor poporului. Predica. Adresarea de către cel care a fost trimis de Hristos Domnul prin Sfântul Duh, Sfinții Apostoli, este aceasta. Să mergeți și să învățați toate neamurile. Să le botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și iată, eu, Hristos, spune în Duhul Sfânt, sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Așa s-a făcut la Ierusalim acum 2000 de ani, când a apărut biserica. Coborârea Duhului Sfânt și vorbirea în limbi a apostolilor a avut ca urmare botezul celor 3000 de persoane prezente la Ierusalim. Botezul a fost dat de Hristos Domnul prin Sfinții Apostoli, după ce Sfinții Apostoli au lămurit credința în toate limbile. Botezul nu s-a făcut așa dintr-o dată, aruncând cu apă peste ei. Și mai întâi au fost învățați. Mai întâi au primit lecția sfântă despre lucrarea lui Dumnezeu în preasfânta Treime Mărit Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Apoi au fost învățați că botezul înseamnă
curățire de păcat. Nimic nu se poate face fără curățire de păcat. Iar curățirea de păcate nu se poate face decât prin taina mare și sfântă a Sfintei Spovedanii, obligatorie înainte de primirea oricărei sfinte taine. Tainele se primesc după rânduielile tainelor Sfintei Biserici, care s-a întâlniat acum 2000 de ani la Ierusalim. Pentru a înțelege aceasta, cum s-a întâlniat biserica, să aflăm că în Evanghelia de astăzi ne se amintește efectul pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolului. Și anume acela de a primi puterea de sus, de a ierta de la Hristos, cu Hristos împreună, prin puterea Sfântului Duh, Sfinții Apostoli au primit puterea aceasta dumnezeiască de a ierta păcatele aici pe pământ. Apostolul Sfințit poate primi spovedania sinceră și în funcție de sinceritatea ei, de aceea are rațiune, de aceea are har, să cumpănească foarte bine, să fie ca un chirurg care face o chirurgie a sufletului. Chirurgul bun înlătură tot ceea ce este mizerabil. Înlătură toate tumorile. Numai prin înlăturarea tumorilor de pe suflet și de pe conștiință se poate da dezlegare. În sensul că în clipa în care te doare sufletul de păcat, îți este inima îndurerată, medicul sufletelor Hristos, prin Sfinții lui Apostol, care trimit și preoți pentru aceasta, fac această operațiune de chirurgie spirituală, îndepărtând mizeria păcatelor și rostind ceea ce rostește de la Hristos duhovnicul. Pentru că am auzit vorbe noi și nemai auzite în biserică. Am dezlegare de la duhovnic să fac cu tare și cu tare lucru. Și biserica îi răspunde unuia ca acestuia. Dezlegarea o dă Hristos, nu duhovnic. Duhovnicul e un mare. Iată cum spune rugăciunea. Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin darurile și îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fică, Hristosul,